Noi atacuri cu drone rusești la granița cu România. Locuitorii din Tulcea au fost treziți în miezul nopții de un zgomot infernal care s-a auzit în repetate rânduri. Aceștia spun că exploziile au fost atât de puternice încât au zgudit geamurile apartamentelor. La scurt timp a fost emis și un mesaj RO alert prin care oamenii erau sfătuiți să-și păstreze calmul și să se adăpostească. Oficialitățile ucrainene au transmis faptul că Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra orașelor Chilia, Nouă, Izmail și Reni. Sistemul de apărare a reușit să intercepteze și să distrugă o primă dronă încă din largul Mării Negre, însă multe au reușit să intre pe teritoriul ucrainean, lovind ținte la Izmail și Reni.